Dacă în diferite activități, cursuri, conferințe, întâlniri cu oamenii, rostim în minte rugăciunea inimii și suntem și atenți în același timp la ce se întâmplă în jurul nostru, este această stare de prezență? Probabil că se referă și la ceea ce a zis, că să nu faci două lucruri deodată. Acum, sigur că rugăciunea, dacă poți să o faci, nu împiedică neapărat activitățile, dar acum zic și eu, asta poate durează. Adică nu se întâmplă de la început ca să nu împiedici activitățile. Că dacă, de exemplu, faci ceva foarte, nu știu, periculos în mine să zic, da? Ești într-o fabrică și eu știu ce să mișc acolo și așa. Acum, dacă stăpânești, cum să zic, concomitența, în sensul acesta, stăpânești, nu-i bun cuvântul, dar în sensul că ești, ai lucrarea aceasta a rugăciunii și ea vine de la sine, atunci nu e o problemă că lucrarea merge deodată cu ceea ce ai tu de făcut, dar dacă nu e așa, nu te apuca, nu te hazarda, că dacă nu ești atent acolo, eu știu ce se întâmplă și poți să periclitezi siguranța celorlalți. Adică, da. Dacă operezi pe creier. Da. Dar eu sunt convins că pot să fie oameni și operând pe creier, să aibă rugăciunea inimii. Adică sunt convins de asta. Nu știu dacă am cunoscut neapărat, adică n-am, nu știu să zic în sensul ăsta. Dar sunt convins că poate să existe lucrul acesta. Și atunci, dar asta nu te hazarda, adică nu, dacă e de la Dumnezeu și când e. Acum, haide să nu ne gândim la lucrurile maxime sau la formele acestea extreme, maxime, cum să zic. Acolo, eu zic așa, când mergem pe autobuz, în loc să butonăm telefonul, că e și eu problema asta. Și ce din tâi dintre păcători sunt eu, hai să ne jucăm cu metania. Nu. Să merg pe stradă, până mă duc nu știu unde, la școală sau așa, mă joc cu metania. Adică măcar timpii morți, cum se spune. Nu? Și încet, încet, ce știu, după... Acum, sigur că bine ar fi și să avem un program așa, special pentru asta. Și apoi restul e darul lui Dumnezeu, cumva. Tot Sfântul Isaac Siru zice că, cumva vedeți, e și, că am zis omul doririlor, e și dorința aceasta, cumva, de a ajunge repede, să-L vezi, să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar Sfântul Isaac, paradoxal, care e un om foarte optimist și luminos, cumva, așa, zice, la un moment dat, să nu-i cer lui Dumnezeu lucruri mari. Tu să-ți faci treaba ta, asta traduc eu. De așa zice, nu cere lui Dumnezeu lucruri mari. Pur și simplu lucrează virtutea. Și restul moment, celelalte le va da Dumnezeu atunci când socotește El. Și asta auzit de la mine, nu știu dacă e explicația, dar auzit de la mine, pentru că este acolo frumusețe străină, a văzut și cu dânsa mi-a rănit inima. Adică dacă un pic forțezi lucrurile, poate că Dumnezeu îți dă, că Dumnezeu ascultă. Dar dacă nu ești pregătit pentru asta, va fi greu. Adică nu știu dacă e de comparat, dar poate și cu, vedeți, cu Iosu Sovrone, David Balfour, nu știu ce să zic. Adică cumva un picuț experiență din aceasta grăbită, cerută îndelung așa și poate că nu, cum să spun, Dumnezeu dă. Că zice că de ce Dumnezeu dă dacă nu-i de folos? Dumnezeu cred că poate și să dea dacă tot, cum să zic, insiști ca să cumva... Eu, bine, că zicea Părintele Cominte, da, într-un fel cred că da, eu aș zice, pentru, aș indica zona, linia aceasta a cumințeniei, cumva, nu știu. Adică cumințenie însemnând, sfătuiește-te să ai o viață morală, cu frică de Dumnezeu, cât poți tu de mult, citește din părinți, fă program, nu știu, spovedește-te, împărtășește-te în sensul acesta viață liturgică, dar restul lasă pe toate în grijă lui Dumnezeu.